Și avem informații, doamnelor și domnilor, stenogramele din dosarul cu privire la numirile și de asemenea șpăgile date pentru contracte. Sunt stenograme în care procurorii au descoperit cum mituiau, de asemenea cum dădeau șpăgile în pungi. O să vedeți că se vorbește despre sume absolut uriașe, 210.000 de euro. Ba chiar inculpatul spune în aceste înregistrări că îl doare inima. De ce? Poate de la sumele acestea uriașe. Iată declarațiile și înregistrările, discuțiile dintre cei implicați. Este alături de noi domnul Mugur Ciuvică. Mulțumesc foarte mult, domnule Ciuvică, pentru prezență. Bună ziua! Mi-ați dat 20.000 de euro, vă mulțumesc din suflet. Nu știu, cred că ar fi bine să se lămurească. Cum facem? Vă, telespectatorii, în acest moment aceste stenograme din dosar. Dar este interesant, domnule Ciuvică, pentru că în aceste discuții, inclusiv denunțătoarea vorbește cu Cristian Plută, cu directorul adjunct al ASMB, despre cum vor fi împărțiți banii. Îi împărțim la trei, dacă nu, atunci nici nu mai facem altfel, iar sumele sunt uriașe. Cum vedeți acest dosar? Cum vedeți aceste discuții? De asemenea, șpăgile date pentru contracte și numiri, iată. Fix acest dosar îl văd un pic în ceas, așa, pentru că sunt lucruri care nu se leagă, așa cum se întâmplă de multe ori în dosarele DNA-ului. Doamna, în primul rând că este o, și asta devine un obicei, un dosar cu implicații useriste, dar care se învârt cumva dosarele astea în jurul domnului Nicuș Ordan la primăria Capitalei, adică fără să-l afecteze în vreun fel pe Nicuș Ordan, ceea ce este destul de bizar. Oamenii și în jurul astea viceprimarului Tomescu, cel pe care USR în acest moment îl susține, el este cel care l-a susținut inclusiv pe domnul Plută în această funcție, director general adjunct. Și domnul Tomescu nu ajungea viceprimar dacă fără acceptul domnului Nicuș Ordan, mâna lui dreaptă la primărie. Ori pare cumva că a fost o supărare între useriști, poate legat de împărțelile astea de care vorbiți, poate legat de alte lucruri, supărare care a determinat-o pe doamna manager să devină avertizor de integritate și colaborator al DNA împotriva colegului ei de la agenția respectivă. Colegul, a înregistrat, doamna director. Ei fiind acum câteva luni de zile, fiind el managerul agenției și da, după aia a venit doamna și el a trecut pe locul 2 în agenție. Vorbea despre felul în care a colaborat, domnule Ciuvică, și a colaborat în sensul că a registrat absolut toate discuțiile, le-a dus ulterior la DNA, evident, pare că a făcut așa o muncă de procuror, să zicem. Da, 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 chiar de a făcut muncă de investigator, de ăsta sub acoperire, exact. și toate cele. Dar asta mai văzut în cazul colaborărilor cu DNA-ul, exces de zel din partea colaboratorilor. De regulă s-a dovedit că excesul de zel a fost produs de dorința de a scăpa el de pușcărie și sau de a obține o acuzație mai ușoară. Nu știu dacă e cazul doamnei manager, dar este foarte posibil să fie tot așa ceva. O colaborare legată de o înțelegere făcută cu DNA-ul. Urmărim dosarul. Mulțumesc foarte mult, domnule Ciuvică, pentru intervenție, de asemenea pentru această analiză. Mai spune Cristian Plută în aceste înregistrări, eu las lucrurile să curgă elegant, șefa. Da, mă, hai să vorbim noi între noi acum. Vine omul cu 20.000 aici, eu mă simt prost, mă ia și inima, mai spune de asemenea directorul adjunct al ASMB, evident în aceste momente arest.